Evanghelia după Luca, capitolul 1 de la versetele 26 la 80 și capitolul 2 de la 1 la 40. Vestirea nașterii lui Iisus Hristos. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu se va sfârși. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Cântarea Mariei. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Nașterea lui Iisus Hristos. În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea acesta s-a făcut întâia dată până când era tregător în Siria, Chirinus. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa din poposire nu era loc pentru ei. Păstorii din Betleem. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea, împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei
S-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: "Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul." S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuseseră păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudându-L pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Iisus a dus în templu. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de îngeri înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: "Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este porunca în legea Domnului." Cântarea lui Simeon. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul lui Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: "Acum, slobate în pace pe robul tău, stăpâne, după cum cuvântul tău zice, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel." Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: "Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi." Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fenuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu, în post și rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Întoarcerea la Nazaret. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Evanghelia după Matei, de la capitolul 1, versetele 18 la 25 și capitolul 2. Nașterea lui Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus.
pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Magii la Ierusalim și Irod. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi, i-a trimis la Betleem și le-a zis: Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat în fața lui la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Ierod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Fuga în Egipt, omorârea pruncilor. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: Am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice: Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. Moartea lui Irod, întoarcerea din Egipt. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arheleu, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în țara Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean.